Mulțumesc foarte mult! Chiar avem emoții, nu știam de ce vorbești despre greșeală înainte de prezentarea mea și încep să înțeleg de ce. Dacă am avut-o pe Maria din povestea doamnei ministru, dacă am avut-o pe Mara alături de noi, a trebuit să complice gelul și mai multe ecuația de emoțional și să-mi aduc aminte de propriul meu copil. Deci eu nu am adus un copil pe, pe scenă, n-am o poveste cu un copil, însă am avut norocul acesta să fie prezent și copilul meu cu mine, ceea ce mă bucură foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de, de astăzi, într-adevăr, doamna ministru, e incredibilă lumina asta, nu mi-am dat seama. Asta este empatie, da, numai când o simți pe pielea ta. Mulțumesc pentru această invitație și pentru faptul că sunt alături de această întâlnire. Pe care o apreciez foarte mult, care lucru rar și important de ținut minte, educă oameni împreună. Gel a fost suficient de generos cu mine și n-a vrut să spună chiar totul din prezentarea mea, așa că mi-a lăsat șansa să fiu un pic subtilă vorbind despre subtilitățile inechități în școală, pentru că asta este tema, dar e târziu, așa că nu o să fac un exercițiu din ăsta didactic, seducător, să vă port așa într-o manieră constructivistă pentru descoperirea temei, ci o să fiu foarte abruptă, pentru că deja s-a spus lucrul ăsta. O să fiu foarte abruptă și o să spun, spărgând o vrajă, că da, inechitatea, cea despre care o să vorbesc astăzi, există în sistemul educațional. Există și asta se întâmplă din plin, din greu și din păcate. Există și e mare cât un munte, pentru că tot a fost ieri Ziua Munților, așa că preiau această metaforă. Este un munte care invadează existențe, care invadează spații educaționale. Dar, ca să fie metafora și mai frumoasă, pentru că vreau să fac un exercițiu din asta să vă captez atenția la această seară, o să spun că e mare cât un munte și cât un grăunte. E un joc de cuvinte în care sper să vă prind uh, și o să-l și explic. Didactic evident, pentru că vin de la facultatea pe care am menținat o gelu. O să-l și explic având încredere că jocul ăsta de cuvinte va captat atenția. Uh, atenția o să fie și un pic de teorie. Nu mă pot abține. Da, puteți să notați sau puteți să verificați e emailul, dar eu tot o să o fac. Teoria o să vină ulterior, vă anunț când, ca să fiți atenți, acum vreau să încep povestea spunând că ea începe de la cuvântul inechitate. Și că Dicționarul Limbii Române nu e foarte generos cu acest cuvânt în a explica semnificațiile, pentru că, paradoxal, l-a expediat cu foarte puține uh, explicații, uh, mai puține decât colegii substantivele colege de pagină, să spunem. L-a expediat sec, scurt, mai scurt decât în alte cazuri, ca să vadă și inechitatea cum e, da? Că nici viața nu are echitate întotdeauna și nici cartea. Și atunci, în dicționar spune așa, inechitate egal ce? Nedreptate, injustețe și mai sunt câteva sinonime. Pare simplu, dar nu e. Și atunci am mers, și aici urmează momentul de teorie, am mers la cartea de pedagogie care ne spune ce e inechitatea. Și ne se spune așa, Abordările inechitabile în educație eșuează în două zone. 1. Succesul copiilor ar trebui să fie în mare măsură independent de bagajul lor de acasă. Dacă are lingura de argint sau dacă are lingura de care vorbea doamna ministru pe care o făcea Maria înseamnă două linguri diferite, fiecare cu farmecul ei cultural, dar îți dau traiectorii diferite. Dacă n-ai norocul unor părinți, știți cum se spune, reușesc copiii care își aleg cum trebuie părinții. Dacă n-ai norocul ăsta, atunci trebuie să ai norocul ca școala să compenseze acest deficit. Cealaltă zonă de teorie despre inechitate este cea care vizează incluziunea. Și spune așa, toți copiii trebuie să vină la școală, toți copiii trebuie să rămână la școală și, când sunt acolo, trebuie să primească cel puțin un minim de educație care să-i ajute să se dezvolte. Spune cartea și pare simplu, dar nu e. Am văzut din cele două povești anterioare că nu e și știm cu toții că nu e. De ce? Pentru că, așa spune, cum spunea și T.S. Eliot, între faptă și concept apare umbra. Avem pe de-o parte legea, regulamentele de care spuneați și pe de altă parte avem viața. Și viața are acest munte de ne inechitate pe care îl simțim și pe care îl știm. Și aici vorbim și de la inechita de inechitatea macro, cea a structurilor, a finanțărilor șchioape, a instituțiilor care poate nu-și găsesc rolul. E vorba de multă inechitate adunată ca un munte, da? Mare, colțuros, greu de pornit, adunată în veacuri în toate sistemele sociale, nu doar în educație. Asta este, ca să explic metafora, inechitatea de tip munte. Dar avem și inechitatea cealaltă și înainte de asta o să încerc să gândesc câteva exemple despre tipul ăsta de inechitate structurală. Hai să ne gândim. Niște minoritari exilați în podul școlii sau într-o anexă unde condițiile de învățare sunt categoric mai slabe decât cele din clasele din școala mare sau un copil cu o diformitate facială care nu este primit în școală pentru că își sperie colegii. Ca în romanul Minunea pe care îi recomand mai să-l citească. Uh, sunt niște exemple, dar e mai mult decât atât. Pe lângă această inechitate de tip munte, există, așa cum am zis, ca să-mi duc metafora până la capăt, deși nu știu dacă e convigătoare, dar insist, există și inechitatea tip grăunte. Da, E cea care apare în relațiile interumane, poate să fie mică, poate să fie aparent uh, greu de observat, dar este la limita cu insulta, este pe muche. Și hai să ne gândim la câteva exemple. Par mici, dar atenție la efect. În momentul în care pe toți copiii din clasă îi strici pe numele mic și numai pe câțiva dintre ei îi strici pe numele de familie, sau îi mai băiatule, și niciodată pe nume înseamnă ceva pentru copiii respectivi. În momentul în care un nume de minoritar îl stârcești pentru că n-ai chef să înveți exact pronunția exactă, deși ți s-a spus varianta sonoră adevărată de câteva ori, dar insiști să o faci ca atare pentru că asta e, nu se pronunță ca la noi, poate să însemne ceva. Sau când unui băiețel, bulversat de o problemă de matematică grea, îi spui. Cum se poate tocmai tu, băiat mare, să te ia la matematică tocmai o fată? Sau se poate întâmpla ca să ignorăm o vulnerabilitate a cuiva tocmai pentru că vulnerabilitatea respectivă nu e vizibilă. De exemplu, dislexie neidentificată și atunci poți să spui ai două mâini, ai două picioare, ai cap, ceilalți postul de ce nu poți. Inechitatea de tipul ăsta este microinechitate și aici iar un pic de teorie. O doamnă Mary Rowe a scris despre asta acum 50 de ani, numind aceste uh, evenimente aparin mici, care, uh, care sunt, uh, apar în viața de zi cu zi, numindu-le pe acestea microinechități sau microagresiuni. Ele nu sunt neapărat reglementate sau nu sunt neapărat interzise ca celelalte, pentru că nu putem anticipa toată pleiada de manifestări. Însă, ele sunt frecvente, sunt subtile, nu ți intră ca muntele de inechitate pe geam, ci intră pe gaura cheii, nu le simți la fel de puternice. Au și uh, un ansamblu de comportament verbal, non-verbal, sunt trecătoare, sunt efemere, sunt greu de deosebit, dar totuși au uh, un foarte mare efect asupra celor care le simt. Cercetătoarea despre care v-am zis, Mary Rowley, asemuia cu indelul lui Saturn, picăturile acelea mici, care, fiind multe, ecranează o planetă. Mici, dar multe și periculoase și aici putem să ne gândim că evident că nu vrem să facem ierarhii între daune, dar un copil un mesaj de unător care pare ambigu, poate să bulverseze și mai mult, să spunem, un copil, decât un explicit discriminant, pentru că în cazul ăsta nu știi ce să crezi. Începi să crezi că problema e la tine și o internalizezi, pe când în cazul unei discriminări grosiere, e evident că e din partea cealaltă. Însă, așa cum am zis, nu vreau să fac ierarhii între aceste forme de discriminare, vreau doar să vă atrag atenția că există, relele sunt peste tot și nu vorbim doar de răul cumulat prin repetiție, faptul că le auzi mereu, ci și prin răul subtil și acesta e foarte important. Tot de subtil, că asta e zona pe care am spus că o explorez în această intervenție, tot subtilă este și următoarea problemă. Poate credem că rezolvăm o problemă de inechitate când îi dăm unui copil sărac un computer. E accesul la resurse, ceea ce e foarte important. Însă rezolvăm doar o parte din problemă, pentru că în momentul când îi dăm computerul respectiv sau tableta, ne imaginăm că singura lui dorință era să învețe și că singurul lucru care îi lipsea pentru construirea acestei dorințe era tableta respectivă. Însă uităm un lucru. Și nu mă refer la aici la faptul că nu are cure, nu are cum să o folosească, are fraze mai mici care o iau, poate eu vin de tatăl. Nu la asta mă refer. Ci mă refer la faptul că el poate chiar nu are ținte educaționale. Nici nu știe ce să facă cu tableta respectivă, pentru că nimeni nu l-a învățat asta, da? A văzut în jurul lui, la colegii de generație sau de curte, că iarba este verde cât este de verde nu știe că există și iarbă mai verde pe lume, pentru că nimeni nu i-a arătat un orizont sau -a, nu l-a ajutat să-l operaționalizeze. Ăsta este un tip de inechitate subtilă. Subtilă este și diferența între la fel și egal, de care vorbea și colega mea înainte, și diferit și inechitabil, între diferit în rău și diferit în bine. Subtilă este și observația pe care o putem să conturăm când vorbim de o frază pe care o aud de multe ori în școală, de la profesor Dorni să fie cu tot sufletul alături de elevi și care zic eu nu fac nicio diferență între elevi, îi tratez pe toți la fel. Sigur, e mult suflet didactic acolo și omul vrea să facă multe, însă ratează tocmai ideea inechității sau echității. Diversitatea există și trebuie să ne structurăm demersul în funcție de ea. Deci sunt multe subtilități pe care putem să le luăm în seamă. Ce facem? Care sunt soluțiile? Și pentru soluții, evident, nu mai am decât un minut. Așa că vă las pe dumneavoastră să le găsiți. O să cer, iau cele de la o minută la doamne ministru, mulțumesc mult, pentru că dacă am ajuns la soluții, sigur, soluțiile țin de doamna ministru, că nu, și multe, pentru că nu întâmplător le-am adus în această discuție și apreciez prezența dumneavoastră și o salut cu mare deschidere. E minunat că există soluții care țin de zona asta, a politicilor, a finanțărilor, pentru că, da, multe vulnerabilități pot fi reglate și de aici. Așa că vorbim de un munte de soluții, ele sunt importante, însă să nu uităm un lucru. Echilibru e minunat. Uh, un profesor poate să inutilizeze o reformă dintr-un cabinet în momentul în care umple clasa de inechitate. Și, de asemenea, câteodată un profesor nu poate să regleze necesarul de echitate pentru o politică strâmbă. Echilibru e important și când ne gândim la uh, această dihotomie echitate micro și macro, uh, n-aș vrea să cădem într-o patimă modernistă, să identificăm inechități doar ca scop în sine, ca să vedem unde putem să spunem her story în loc de history sau lucruri care nu acoperă realități dureroase sau reale sau cu impact. Dar nici n-am vrea să credem că aceste inechități sunt mofturi. Sau să ne împiedicăm în, să spunem, ca să folosesc altă metaforă, să vă țin atenția trează, în furnicile de microinechitate și să ignorăm elefantul. Cred că e foarte important lucrul ăsta. Așa că da, politicile, banii, studiile sunt importante, sunt o bază și un fundament necesar, însă e nevoie și de, alături de muntele ăsta, ca să-mi duc obsesia până la capăt, și de un grăunte și jumătate de responsabilitate personală din partea noastră tuturor. Eu, ca profesor, de exemplu, aș vrea să fiu mai atentă la stereotipurile mele, pentru că le avem, la practicile mele didactice, să nu judec lumea prin categorii, să fac lucrul ăsta, deși e foarte greu. Da? Stereotipurile, știm cu toții, sunt categorii care ne fascinează, care iau înaintea realității și pot să ne ducă pe zone de, foarte multe zone de inechitate. De exemplu, Facem un exercițiu, că tot am primit niște minute, așa că le folosesc. Dacă ar fi să vă imaginați că luați în mașina proprie cu autostopul, niște oameni care stau la marginea drumului și va ieși în cale un țăran cu un coș mare de brânză. Îl vedeți? Și coșul, iată-l, da? Avem și un coș. Țăranul. Nu insist, dar îmi imaginez că foarte mulți l-ați văzut într-o manieră semănătoristă, și un pic bătrân, așa e? e? Iată, e incredibil cum mintea noastră a umplut de conținut o etichetă și când facem asta în mașina proprie e perfect, dar când facem asta la școală e altceva. Deci, da, bobola de responsabilitate trebuie să te facă și să-ți vezi stereotipurile, pentru că ele sunt mijloace de economie cognitivă. Nu poți să fii analitic cu toată lumea din jur și tot timpul, dar. Așa cum spunea Paul Valéry, complexitatea este inabordabilă, însă simplificarea ei uh, alterează lumea. Așa că lenea cognitivă costă întotdeauna și ca orice lene se va uh, răzbuna la un moment dat. De asemenea, tot un bob ăsta responsabilitate important și să-i vedem așa cum sunt, să le vedem diversitatea, să le dăm încredere în ei, astfel încât poveștile să fie ca cele despre care ne-a vorbit tânăra noastră participantă la această discuție, care îi mulțumesc și eu foarte mult. Și aș mai vrea un lucru și cu asta o să închei. Aș vrea să fie în discuția despre echitate uh, mai multă construcție și mai puțină uh, condamnarea celor care ar fi potențial vinovați. Aș vrea poate mai puțin vitriol, deși am o copilărie de la Ploiești, monșer, deci ar putea să meargă în zona de vitriol, dar vreau să fie mai puțin o travă și mai multă bunăvoință. Și mai vreau un lucru, și aici e ultima mea poveste uh, jur, E una în care intru pe terenul istoriei și știu, Marcel, e în sală, s-ar putea să spun bălării istorice, dar dacă e așa, Marcel, te rog să nu mă corectezi în public, pentru că o să o iau ca un fel de microagresiune și nu știu cum o să gestionez lucrul ăsta. Povestea este așa, prin vorbele istoricilor, deci tot o poveste veche, care ne spune că în lupta dintre perși și greci, sper, Xerxes cel Mare s-a gândit la un moment dat să construiască peste o mare, la nivelul unei strimtori, un pod cu bidoane. Nu bidoane, nu, era alt cuvânt, dar nu mai contează. Un pod. Și, surpriză ce s-a întâmplat, a venit marea puternică, furtuna, și podul s-a dărâmat. Pontoane. Asta era. Și podul s-a dărâmat. Ce-a făcut regele nostru? A biciuit marea. A pedepsit marea cu 300 de lovituri de bici. Așa că eu folosesc exemplul ăsta pentru a încheia spunându-vă că atunci când vorbim despre inechitate, aș vrea să nu biciuim marea și să construim poduri mai bune. Mulțumesc mult!